Record. Da. Bun găsit la Reporter 24. Continuăm seria noastră de proiecte pe care le realizăm sub egida Free Press for Eastern Europe și în cadrul marelui proiect Science Plus. Cum spuneam și la întâlnirile, una dintre întâlnirile recente, ne concentrăm pe ceea ce înseamnă un spectru mai larg al celor care se folosesc de dezinformare și care fac această propagandă pro-rusă și anti-UE. Discutăm despre ceea ce se întâmplă în România și cum cu banii noștri, prin Autoritatea Electorală Permanentă, am sponsorizat campania electorală a celor 7 europarlamentari aleși din partea a două partide extremiste, AUR și SOS România. Există o rambursare a cheltuielor de campanie și despre asta vom discuta astăzi. Practic, AEP a finanțat mesaje anti-ură, de ură, anti-UE, anti-Ucraina, pro-Rusia cu banii noștri. Am și un invitat, după cum deja se vede, domnul Septimius Pârvu, căruia îi mulțumesc că și-a făcut timp pentru această discuție în acest format. Dumnealui este expert în bună guvernare și procese electorale în cadrul Expert Forum. Are o experiență de peste 11 ani în coordonarea proiectelor legate de cetățenie activă, educație, monitorizarea alegerilor și clientelism politic. Totodată este trainer experimentat și a coordonat începând cu 2012 Școala pentru Democrație, un program dedicat tinerilor activiști civici și profesori din România și Republica Moldova. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc de invitație, bună dimineața! Da, e dimineață când filmăm, nu știm Da? ce, atunci când dumneavoastră o să vedeți Ok. discuția, oricum are mai puțină relevanță. Mult mai important e ceea ce spunem noi aici. Haideți să o luăm așa de la zero, ca o introducere sau ca o prezentare a felului în care se face această finanțare a partidelor din banii noștri, cum am ajuns aici, cum era înainte și de aici încolo vedem unde ajungem. Ok, păi haideți să ne uităm în primul rând de unde vin banii și care e povestea cu rambursarea. Pentru că asta este o reglementare care a apărut în 2015. Înainte nu se rambursau fondurile pe care le duceau partidele sau candidații în campania. Ma, pentru fiecare tip de alegere există anumite nu știu, mecanisme specifice. Adică, în primul rând, există limite pentru câți bani pot aduce și cât pot cheltui candidații și partidele în campaniile electorale. Campania electorală, după cum știm, e doar cu o lună înainte, începe cu o lună înainte de ziua alegerilor. Și voi reveni un pic la chestiunea asta pentru că e importantă, întrucât cheltuieli se fac, după cum am văzut, și în afara campaniei. Și câteodată poate sunt chiar mai importante decât cele din campanie. Dar, la modul foarte practic, acum ne uităm, de exemplu, la europarlamentare și la locale, pentru că pe astea le-am avut. La europarlamentare, practic, există o limită pentru numărul maxim de candidați pe care îi poate avea un partid, care au fost 43 la alegerile astea, și limita maximă se calculează mulțind cu echivalentul a 750 de salarii. Deci e că la fiecare alegere avem practic această formulă, vedem cât e salariul pe anul respectiv și se calculează o sumă maximă. Nu înseamnă că partidele chiar aduc suma respectivă. La local este un pic diferit. Acolo, întrucât sunt candidaturi foarte diferite, nu știu, avem de la Consiliul de Comună până la primar general sau președinte de Consiliul Județean. Diferențele sunt foarte mari, de exemplu, la primarul de la lista pentru Consiliul Local de Comună e echivalentul unui salariu care a fost, cred că 330 de, 3300 de lei anul trecut. Deci e o sumă foarte mică. Pe de altă parte, la președintele de Consiliul Județean puteai să aduci până peste 650 de mii, adică niște diferențe foarte, foarte mari de bani.
La locale și la parlamentare, în primul rând, sunt candidații cei care aduc banii. La prezidențiale și la europarlamentare e un amestec, dar acolo vedem că partidul poate să aducă mult mai mulți bani. Practic, acolo nu există o limită. Poate să plătească partidul tot, dacă vrea. Și poate să plătească din mai multe surse, dar în principiu sunt două principale. Finanțarea privată, adică banii pe care îi strânge până la începerea campaniei, din, nu știu, donații, cotizații, și ce mai fi fiind din finanțare privată, și poate să plătească și din subvenții. Da. Pentru că Da. subvențiile pot fi folosite și pentru cheltuieli de campanie. În cazul localelor și la parlamentare, partidul poate doar să completeze de regulă. Adică, pe lângă ce aduce candidatul, există o limită la, de exemplu, la parlamentare, poate să mai aducă echivalentul, dacă bine aminte, 10 salarii plus încă 10 salarii pentru fiecare candidat, echivalentul a 10 salarii. Deci sunt logici un pic diferite, de aici avem și limite diferite. Pentru a obține banii prin rambursare, există două chestiuni importante. Una, dacă ai cheltuit din subvenții, nu mai poți să ceri banii înapoi, pentru că deja sunt bani publici. Banii de subvenție sunt bani publici, banii folosiți pentru rambursare sunt bani publici. Deci, nu, evident, nu mai primești încă o dată. Și ca să poți cere banii de subvenție, să faci o cerere, practic, în care, oricum, după fiecare scrutin, se depun rapoarte de venituri și cheltuieli, în care arăt, practic, ce ai cheltuit și trebuie să Da. dovedești că e legal cum ai cheltuit banii și așa mai departe. Și, practic, dacă obții mai mult de 3% în circumscripție, e un pic diferit pentru fiecare tip de alegeri ce înseamnă 3% ăsta, dar asta este regula de bază. Dacă obții mai mult de 3% din voturile exprimate pe circumscripție, care, nu știu, la prezidențială e țara, adică e circumscripția națională, poți să ceri acești bani înapoi. Dacă ai cheltuit legal, poți să-i primești înapoi. Ceea ce, practic, ne duce la ideea că mare parte din campanie practic este finanțată de stat. Că ori ai subvențiile, ori îți primești banii înapoi. Și toate partidele mari care trec de 3% au primit acești bani înapoi. Acum, care e rolul AEP în toată chestia asta? Că ați făcut o mențiune la început despre ce face AEP în toată chestiunea asta. Banii în sine nu stai AEP-ului. Adică banii vin de la Da. bugetul de stat. Asta este o reglementare stabilită prin lege, practic AEP-ul este doar un gestionar, dacă vreți. Adică ei controlează dacă sunt legale cheltuielile și au dreptul să dea banii înapoi, scuze. Există o listă cu fiecare factură, cât s-a cerut, cât se rambursează pentru fiecare partid. Ei nu se uită pe, nu știu, conținutul mesajului, e doar o verificare administrativă, practic. Dacă cheltuielile Dar nici măcar nu e o verificare a cheltuielilor în teren, e doar o verificare a facturilor, dacă vreți, dacă Doar facturile sunt lote, practic. conforme. Da, e o verificare. Hai să luăm altcumva. Dacă există o plângere legată de conținut, nu te duci la EP, te duci la birourile de circumscripție în timpul campaniei. Dacă există o problemă legată de cum au fost cheltuit banii, adică dacă e ceva ilegal, sigur, te duci la autoritatea electorală, pentru că e entitatea care controlează acești bani. Dar AEP-ul nu are nicio autoritate să zică nu-ți dăm banii pentru că ai pus un mesaj de nu știu care sau n-ai pus un mesaj de nu știu care. Și dacă ne uităm de altfel, nici legislația nu e foarte clară legată sau nu e foarte detaliată, nu detaliază foarte tare ce înseamnă ce fel de mesaje poți să vorbești. Sigur, există legislația antidiscriminare, antidiscurs de Da. ură. Adică există un cadru general aici pe acolo, cu o reglementare de genul ăsta. Dar altfel, multe ori mesajele despre care ziceați mai devreme sunt într-o zonă gri, că nici măcar nu sunt neapărat nici în zona de discurs de ură, nu sunt nici în, nu știu, discursul european, anti-european, nu e neapărat o chestiune pe care poți să o sancționezi sau pe care, nu știu, poți să zici partidului nu-ți dă banii înapoi că ai un discurs de genul ăsta. Am înțeles.
Dar această subvenție, după cum spuneați, nu vine doar în campanie electorală, ci vine anual sau cum e subvenția asta? Pentru că aș vrea să trecem cumva Așa. la următoarea temă și la felul în care cele mai multe partide au înțeles să direcționeze acești bani către campanii de presă transparente sau mai degrabă netransparente. Pentru că dacă vorbim despre acești așa numiți extremiști, dumneavoastră s-au concentrat foarte mult pe ceea ce înseamnă social media și promovarea mesajelor sponsorizate acolo, Facebook și alte, TikTok și alte platforme. Însă partidele mainstream au făcut-o ca la carte. E această discuție. Practic se ocolește cumva, nu, legea, pentru că teoretic ar trebui ca aceste mesaje să fie sponsorizate cu banii din subvenție doar în campanie electorală și să fie afișate cu acel cod de mandatar financiar și așa mai departe. Da, păi hai să ne uităm întâi la regula generală și apoi intrăm și în chestia asta mai, un pic mai specifică, care probabil se leagă și de campania domnului Ciucă, Da, o să care a fost discutăm separat mai ulterior. vizibil Aș în vrea ultima un punct de vedere și despre perioadă. asta. Da, legat de subvenții, există o regulă generală în legea privind finanțarea partidelor politice care ne spune cum se alocă subvențiile în funcție de numărul de voturi de la ultimele alegeri. Partidele care trec pragul primesc pe formulă niște fonduri. Limita de fapt e foarte mare pentru că e până la 0,04% din PIB. N-am ajuns niciodată la limita maximă. Adică autoritatea electorală vine cu o propunere, noi vrem, nu știu, să fie bugetul atâta. După care, sigur, trece prin Ministerul de Finanțe și e aprobat în Parlament. Cred, după calculele noastre foarte estimative, a ajuns maximum. N-a ajuns nici la jumătate, adică ar putea să fie. Anul ăsta, de exemplu, sunt 314 milioane, dar nu suntem nici la jumătatea sumei care ar putea fi suma maximă. Deci dacă Parlamentul mâine ar vrea, ar putea să dea mult mai mulți bani. Și asta a tot fost subiect de scandal în ultima perioadă. Oricum, anul ăsta au fost pe departe cei mai mulți bani de până acum. Anul trecut, de exemplu, partidele au primit 227 de milioane, adică e o creștere foarte mare, dar în ultimii 5-6 ani, creșterea a fost aproape exponențială, adică acum, hai să zicem, acum vreo 7-8 ani, primeau toate partidele probabil vreo 2-3 milioane de euro, sau nici atât. Bun, era o altă extremă, adică eu cred că partidele trebuie să primească bani din subvenții, nu cred că e o problemă faptul că primesc bani, problema este cât primesc și problema e ce fac cu ei. Da. Dar înainte cred că eram într-o logică un pic disfuncțională în care nu se alocau bani. Nu că nu se putea, pur și simplu nu s-au alocat bani. Bun, apoi există o listă de destinații pentru cheltuieli. Practic nu poți să cheltui chiar pe orice. Și aceasta include deja celebra presă și propagandă, poți pentru personal, poți pentru cheltuieli administrative, nu știu, asistență juridică, să faci clipuri de promovare și chestiuni de genul ăsta. Și practic în fiecare lună există și o raportare cu privire la aceste cheltuieli care se publică și pe site-ul autorității electorale permanente, în care vedem pe categorii pe ce au cheltuit. Nu vedem niciodată, nu știu, nu vedem facturi, nu Detalii. vedem alte detalii. Aici de fapt mergem înspre marea problemă, pentru că, după cum ziceam, e ok să primească dacă ne uităm în Europa, cam toate țările dau bani pentru subvenții. E adevărat că România, comparativ cu capacitatea financiară a cetățeanului, sau, mă rog, cu cadrul economic general, cred că e printre țările care alocă cel mai mult pe cap de locuitor. Cred că suntem undeva pe lângă țările nordice. Iarăși, noi am publicat, cred că anul trecut, o analiză în care am încercat să ne uităm cam pe ce cheltuie și alții, să vedem. Și, general, genul ăsta de fonduri sunt alocate pentru două lucruri majoritatea țărilor europene. Pentru dezvoltarea partidului, adică, nu știu, vrei să-ți faci training, vrei să te angajezi oameni, vrei inclusiv să-ți cumperi sedii, nu știu, chestiuni de genul ăsta care te ajută să crească partidul și pentru comunicare.
Adică să ajungi la alegător, dar nu numai comunicare, adică comunicare nu înseamnă neapărat să cumperi contracte, să plătești contracte cu presa, ci înseamnă inclusiv, nu știu, să faci door to door, să faci tot felul de alte, mă rog, e strategia partidului în fiecare țară. Și general există puțină legislație care te obligă să cheltui, nu știu, că și asta a fost o discuție, că ar trebui să existe limite pentru cât poți să cheltui pentru fiecare tip de categorie. În general, nu prea există în legislație asta, pentru că partidele ar trebui singure să decidă pe ce cheltui acești bani. Bun, acum, problema e că în România, undeva, noi avem, de fapt, avem și un site care se numește bompartide.ro, unde punem toate aceste date lunar. Și datele arată de cheltuit partidele care primesc bani. Au cheltuit 120 de milioane pentru presă și propagandă. Asta înseamnă contracte. Astea sunt două categorii care sunt, în primul rând, greu de delimitat. Nu știm fiecare cât a cheltuit pentru presă și propagandă. Adică propagandă însemnând, nu știu, și bannere, adică ce Da. vedeți, și billboard-urile. Astea probabil sunt din categoria respectivă. Repet, noi nu avem acces la contracte să știm unde le-au încadrat pe una sau pe alta, dar în general, din informațiile pe care le-am văzut până acum și care, în general, din păcate, apar în spațiu public când se supără vreun membru al unui partid și face publice niște contracte sau, nu știu, mai dă cineva în judecată, adică partidele au reticență să Da. publice datele astea. Dar, în general, cheltuielile pentru presă și propagandă s-au încadrat între 60, poate 70%, cel puțin la PSD și PNL. Cam asta a fost cheltuiela anuală din banii primiți, ceea ce este destul de mult. Și USR a cheltuit, e adevărat, dar ceva mai puțin procentual. Și, în general, al doilea tip de cheltuială a fost cam pentru personal. Adică, după presă și propaganda, a doua categorie a fost pentru personal. Problema cu presa și propaganda este unul la mână că acele materiale nu sunt marcate. Nu există nicio obligație în afara campaniei să marchezi materialele. Problema este că nici măcar nu avem o definiție a publicității politice, pentru că în campanie vorbim de publicitate electorală, vorbim de campanie electorală. În afară ar trebui să vorbim de publicitate politică, dar nu există niciun fel de reglementare. În strategia națională anticorupție, apropo, există o prioritate să se definească ce înseamnă asta publicitate politică. Există și un proiect în Parlament care este destul de bine scris. El a fost scris în 2022, care ce ar face proiectul ăsta? Unul la mână ar defini ce înseamnă publicitate politică, adică să știi măcar pe ce poți să cheltui bani sau la ce să te uiți, și ar fi obligat partidele să marcheze toate aceste materiale, adică inclusiv, nu știu, interviuri, nu știu, Da. alte tipuri de articole care apar pe un site, de exemplu. Dar și outdoor, adică și ce înseamnă outdoor, adică și genul ăsta de banner sau de billboard ar trebui să scrii că e comandat de nu știu cine, să știi cine l-a comandat totuși. Proiectul, din păcate, m-a murit în Parlament din 2023, nu știu dacă sunt mari șanse să treacă, însă la sfârșitul anului trecut a intrat în vigoare un nou regulament la nivelul UE, care el nu trebuie transpus, el practic a intrat în vigoare, adică se va aplica. N-a intrat complet în vigoare, adică au intrat niște bucăți, iar partea mare va intra probabil într-un an, un an și ceva, care va obliga oricum partidele să raporteze chestiunile astea. Va exista o bază de date publică la nivel Am european înțeles. și toată lumea va trebui să raporteze acolo. Sigur, acum asta e în teorie, acum în practică vedem cum se va implementa. Practic, problema mare este cu lipsa de transparență, adică nu știm pe ce se cheltuie banii ăștia, există și refuzul de a publica contractele. Și vorbim de niște sume foarte mari, care vedem anul ăsta, sigur, anul ăsta e an electoral, hai să zicem că poate de asta Da. s-au dat mai mulți bani. Problema e că se cheltuie mulți bani și în afara campaniei, pentru că mare parte din acești bani nu s-au cheltuit neapărat în campanie. Adică, în campanie, sigur, există cheltuielile de campanie, nu vrei să cheltui neapărat subvenții, pentru că, oricum, dacă ții banii înapoi din rambursări, preferi să cheltui bani privați, adică iei niște împrumuturi, știi că Da. iei 3%, ții banii înapoi, îi dai înapoi. Așa că subvențiile au fost cheltuite mai ales pentru promovarea partidului, dacă e să punem așa sub o umbrelă mare. Asta
înseamnă inclusiv în perioada, imediat în perioada dinainte de alegeri, când am văzut orașele pline de billboard-uri și Da. când a început campania au dispărut toate, ceea ce iarăși este o aberație, pentru că practic încurajezi cheltuielile înainte de campanie și în campanie nu mai ai voie să folosești niciun fel de material Da, outdoor, nu are legea sens. prevede asta, că nu mai poți să pui bannere dintre acelea peste stradă, billboard-uri, nu mai poți decât înainte campaniei, adică de Da, nu. asta a fost o schimbare tot în 2015, că aduc aminte Da. că și mi-au făcut parte din discuțiile astea, când partidele au zis că sunt foarte, erau probleme legate de finanțare. Și mă rog, erau, adică, Da. într-adevăr, finanțarea campaniei în general cred că s-a curățat un pic față de cum arăta, nu știu, acum 10-15 ani. Și atunci s-a decis să nu mai poți, nu știu, face genul ăsta de publicitate. Dar asta nu înseamnă că a rezolvat problema. Ce s-a întâmplat Da. practic este că a mutat problema în precampanie, adică ai mai puțină transparență în perioada de dinainte de începerea campaniei, acele materiale nu se marchează pentru că în campanie trebuie să marchezi, trebuie să raportezi, trebuie să trimiți facturi, adică e o diferență enormă. Da. Tot ce înseamnă în afara campaniei, raportezi la anul, într-un raport care e mai mult sau mai puțin detaliat, adică există o diferență foarte mare de cerințe. Și atunci, sigur, prefer să cheltui din subvenții cu 3 luni înainte să înceapă campania, bagi în contracte, n-ai voie să cumperi n-ai voie să faci publicitate la radio sau la TV, atunci plătești prin alte mijloace, nu știu, o firmă de consultanță, site-ul televiziunii sau radioului și după cumva știrea ajunge și la radio și la TV. Adică e clar că nu avem la momentul ăsta informații reale despre cine sunt beneficiarii reali care primesc banii ăștia. Ca să înțelegem, de fapt, marele risc fiind de fapt că nu mai înțelegi ce e plătit, ce nu e plătit. Și teoria noastră este nu neapărat că se publică, că se cumpără numai publicitate pozitivă, dar mai degrabă se cumpără tăcere, adică să nu scrie despre Asta e lucru, ceea grav. ce este mult mai periculos Da. decât publicitatea pozitivă. Aș vrea pe final să discutăm și despre acest caz, dezvăluirea celor de la Snup.ro, că acele billboard-uri cu cartea președintelui PNL, domnul Nicolae Ciucă, carte care nu a apărut încă de mai bine de, nu știu, de aproape 2 luni, cred că, sunt pe toate autostrăzile și drumurile principale, prin orașele mari, înțelegem că undeva la 2 milioane de euro a fost până acum, 500 de mii de euro pe lună, bani veniți din această subvenție despre care vorbim. Ideea e că acolo nu e nicio mențiune despre PNL, nu e nicio mențiune, adică din punctul ăsta de vedere se pune întrebarea dacă subvenția este folosită pentru o chestiune pur privată, adică cartea scrisă de acest domn care este și președintele PNL. Cum facem diferența aici? Da, eu aici e o întrebare foarte bună, pentru că unul la mână, legea nu este atât de detaliată încât unul la mână nu te obligă să pui sigla partidului. Adică tu poți să faci reclamă dacă vrei la PNL, PSD, USR, UDMR, faci reclamă la cine vrei, nu te obligă niciun fel de reglementare să scrii că e reclamă pentru partidul respectiv sau Da. acum, sigur că nu cheltui bani fără să te promovezi, că de asta cheltui bani. Deci, formal, este decizia partidului, pentru că legea ne spune că oportunitatea și legalitatea modului de cheltuire a banilor sunt decizia organelor de conducere a partidului. Adică, partidul a decis, domnule, noi vrem să cheltuim, înțeleg că sunt niște billboard-uri închiriate pe tot anul, uite, vrem să facem contracte cu firma XYZ, ne închiriază billboard-urile astea, punem ce vrem până la sfârșitul anului. Acum, sigur, pare o inițiativă privată, nu e cartea cuiva. Da. Totuși, domnul Ciucă este președintele partidului. Pe de altă parte, am văzut și în declarații publice ale liderilor PNL că este o campanie de promovare a dânsului. Da, Deci, de acum, Cristian. să nu ne mințim singur că este promovare la o carte. Nu, de fapt, nu cartea este Da. care.
Da, momentul, nu știu dacă există momentul ăsta, n-am înțeles sigur dacă există, dar în momentul în care a început promovarea, nu exista. Și aici cred că se ridică și o problemă morală. Faci reclamă la ceva care nu există și nu e foarte clar la ce e. Și plus că probabil sunt foarte multe editori care sau autori care n-ar visa, adică nici în visele cele mai bune n-ar putea cheltui atâta Corect, să-și da. facă reclamă. Deci nu este o reclamă la o carte, să fim foarte în realitate. Adică scopul real al acestei campanii nu a fost să facă reclamă la o carte. Pe care, sigur, e interesant și ce se va întâmpla cu cartea asta. O vor vinde, o vor da ca material electoral. Adică am văzut ceva de donații, că o vor vinde și probabil vor banii luați vor da ca donații caritabile. Mă rog, sigur, iarăși din nou este strategia partidului. Dar cred că unde intervine de fapt aici o chestiune interesantă este dacă în primul rând aceste billboard-uri au fost folosite și în timpul campaniei pentru europarlamentare și locale. Domnul Ciucă n-a fost candidat, într-adevăr, nu face reclamă la partid, adică nu scrie nicăieri, dar nu poate fi disociat. Adică dânsul Exact. este șeful partidului. Acești bani nu au fost declarați ca bani de campanie și, da, dacă ne uităm pe lege, nu erau obligați să-i declare ca bani de campanie. Deci este promovarea partidului, însă nu putem, măcar, nu știu, la nivel moral, nu putem avea, sau partidul nu poate zice că, sau, domne, că asta a fost o campanie complet separată, nu are nicio legătură cu alegerile, nu funcționează chiar așa. Plus că există aceste decizii ale birourilor de circumscripție care, de fapt, în timpul campaniei, au dreptul de a lua decizii legate de desfășurarea campaniei, nu legate de finanțare. Finanțarea rămâne tot la, adică modul în care s-au cheltuit banii rămâne tot la ei. Unii zic că a fost campanie, alții zic că n-a fost campanie. Sigur, e foarte discutabil și nu cred că legea actuală este foarte clară dacă genul ăsta de activitate este sau nu campanie. Pentru că ne zice, practic, un material de campanie trebuie să promoveze un candidat sau un partid identificabil care a intrat în competiția electorală respectivă. Da, Partidul Național Liberal a fost parte din ambele competiții și la locale și la europarlamentare. Domnul Ciucă n-a fost candidat. Deci cred că, legal vorbind, da, este promovarea partidului, dar moral mi se pare că această campanie un pic e vândută ca altceva decât ceea ce este de fapt. Adică, și cred că domnul Falcă declarase ieri de fapt că da, că este promovarea candidatului și Da. este că așa trebuie privit. Da, sigur, ridic o întrebare interesantă, pentru că nu, realist, nu poți avea așteptarea ca un partid să pună pe pauză orice promovare a partidului în momentul în care începe campania. Deci, din punctul meu de vedere, dacă intri în campanie, intri în campanie. Și ce cheltui, cheltui în campanie, nu pentru promovarea partidului. Nu, adică această dedublare e un pic forțată. Dar sigur, poate mai ai membrii de partid care vor să se promoveze, nu sunt neapărat candidați, nu interesează să fie în campanie și nu poți bloca chiar orice cheltuială. Dar totuși când vorbim de milioane de euro, nu cred că mai pot fi disociate chiar așa de ușor să zice, stați domne, că asta este o campanie pe care o facem noi separat, o carte, nu știu ce. Iar restul e campanie electorală, haideți să nu amestecăm. Ele trebuie un pic amestecate și cred că ce va fi interesant de văzut este și un punct de vedere al autorității electorale permanente. Înțeleg din articol am înțeles că încă nu a fost furnizat, PNL-ul înțeleg că a primit un punct de vedere, dar cred că e interesant de văzut, de fapt, cum interpretează AEP-ul toată această poveste, că dânsii sunt instituția care are atribuții în acest sens. Da, sigur, vom urmări inclusiv acest caz și felul în care, dacă se va schimba la un moment dat legislația în sensul în care spuneați dumneavoastră acelui regulament european la care trebuie să ne supunem. Am ajuns la finalul timpului alocat pentru discuție. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru lucruri interesante pe care le-ați spus. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră dacă v-ați uitat la noi. Urmăriți Reporter 24 pe toate canalele, pentru că nu știți ce pierdeți.